Meteorologii estimează pentru următoarele două săptămâni o răcire importantă a vremii. Aici vorbim de scăderi sub 0 grade a temperaturilor minime în majoritatea zonelor, precum și de valori care nu vor depăși 8 grade Celsius. Conform prognozei ANM, în Transilvania valorile termice maxime vor intra într-o scădere destul de pronunțată în jurul datei de 28 noiembrie, urmând ca până la sfârșitul intervalului să ajungă la o medie de 4 grade. Temperaturile minime vor fi permanent negative, cuprinse între minus 2 și 0 grade, chiar și mai coborâte până la minus 4 grade între 30 noiembrie și 2 decembrie. Vor cădea precipitații slabe, mixte, cu o probabilitate mai ridicată de apariție în a doua parte a intervalului. În jurul datei de 1 decembrie este posibilă depunerea unui strat subțire de zăpadă. Transilvania se numără printre regiunile unde frigul se va resimți cel mai mult și unde se va depune primul strat de zăpadă. Acest lucru reiese din prognoza întocmită de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 19 noiembrie-2 decembrie. Cât despre ceață, cred că deja v-ați obișnuit cu ea, iar dacă nu, să o faceți, pentru că se va menține densă și persistentă și în zilele ce urmează. Așadar, nu vă lăsați păcăliți de soarele din această zi. La munte, până la data de 26 noiembrie, media valorilor termice maxime va scădea treptat de la 7 la 5 grade. După 27 noiembrie, răcirea vremii va fi din ce în ce mai pronunțată, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge de la o medie de 4-5 grade spre 0 grade. Temperaturile minime vor fi permanent negative, iar procesul de răcire treptată a vremii se va reflecta și asupra lor, căci vor tinde spre minus 5 grade la sfârșitul intervalului. Precipitațiile vor avea o probabilitate mai ridicată de apariție după data de 25 noiembrie. Totodată, la altitudini sub 1200 de metri vor predomina ploi și mai ales lapovițe.